extrase din tehnici pentru atingerea extazului. O viziune se produce când un om este treaz și reflectează la minunile lui Dumnezeu, sau atunci când nu reflectează la ele, dar recite numele sfinte sau pe cele ale îngerilor, ca să îi se arate orice își dorește sau ca să fie informat despre un lucru ascuns, iar Duhul Sfânt îi se revelează atunci și îl recunoaște că este un vierme și carnea lui este ca un veșmânt și tremură și se cutremură de puterea Duhului Sfânt și este incapabil să o suporte. După aceea, omul se ridică, ai doma cuiva care a leșinat și nu știe unde se află, nici nu vede, nu aude și nu-și simte trupul, dar sufletul îi vede și aude, iar aceasta este numită viziune și vedere și aceasta este substanța celor mai multe profeții. Din Sefer HaHaim. În Ketav Tamim, Er Moshe Taku scrie: iar doi dintre schismatici, care erau lipsiți de cunoaștere, s-au gândit să se facă profeți și obișnuiau să recite numele sfinte și uneori executau cavanot în timpul acestei recitări, iar sufletul era înmărmurit și trupul cădea jos și era epuizat. Dar pentru unii ca ei nu există barieră pentru suflet și sufletul devine principalul lucru în constituția lor și vede departe. Dar după o oră, când puterea acelui nume care a fost menționat se îndepărtează, omul se întoarce la ce era înainte, cu mintea rătăcită. Er Isaac ibn Latif scrie în Cinzei Hamelec: realizarea cunoașterii existenței lui Dumnezeu este cea mai înaltă formă, incluzând trei tipuri de înțelegere, care sunt înțelegerea conceptuală, înțelegerea profetică și acea înțelegere care este ascunsă până la venirea celui drept, care ne va preda. Primul tip este înțelegerea existenței unei cauze prime pentru toate lucrurile, cu ajutorul unor dovezi concludente. Aceasta este înțelegerea filozofică speculativă, dobândită prin cunoașterea acelor lucruri care există în afara cauzei prime. Al doilea tip este înțelegerea potrivit căreia cauza primă acționează printr-o voință simplă, desemnată ca discurs spiritual, iar aceasta este cunoscută ca înțelegere profetică, dobândită cu ajutorul influxului divin emanat asupra profeților, prin cunoașterea secretului numelor sale slăvite, prin înțelegerea fiecăruia dintre ele și a lor în întregime. Acest nivel este unul la care maestrul speculației conceptuale nu are acces. Al treilea tip este înțelegerea acestei cunoașteri cu ajutorul numelui, care este ascuns complet și total și descris ca fiind înăuntru. Iar aceasta este esența și cea mai înaltă dintre înțelegeri și tocmai aceasta este cea pusă deoparte în viitor pentru cei care se tem de Dumnezeu și contemplă numele Său. Recitarea interioară. De la mijlocul secolului al XIII-lea, în literatura mistică ebraică, apare o tehnică ce are printre componentele sale imaginarea literelor numelor divine. În cartea sa Tzurat HaOlam, R. Isaac ibn Latif scrie: sfârșitul dorit este desfacerea numelui de materia sa și imaginarea lui în mintea ta, chiar dacă este imposibil pentru imaginație să-l descrie fără o imagine fizică, pentru că imaginația nu este separată de sensibilia și cea mai mare parte din ceea ce se realizează prin activitatea imaginației este îndeplinit prin contemplarea formei literelor și a formelor și numărului lor. Și trebuie de asemenea înțeles faptul că literele numelui divin sunt cele care îl fac să se miște și să vorbească, și că celelalte litere se mișcă și ele,
dar nu ni le putem imagina în vorbire, cu excepția literelor numelui. Chiar dacă ele nu se amestecă și nu-și schimbă locurile în pătratul numerelor. Și oricine este înțelept în inimă știe că atunci când imaginația dispare, dispar și literele. De aceea, intelectul onest trebuie să desfacă acest nume de materia simplă și să și-l imagineze în forma minții pure. În lucrarea Hayei Haolam Haba, el scrie: pregătește-ți adevăratele gânduri să-și imagineze numele, binecuvântat fie el, și cu el îngerii cerești. Și vizualizează-le în inima ta, ca și cum ar fi ființe umane, care stau în picioare sau șezând în jurul tău, iar tu ești printre ele ca un mesager. Iar după ce ți-ai imaginat toate acestea, pregătește-ți mintea și inima să înțeleagă gândurile ale căror probleme trebuie să-ți fie aduse de literele la care te-ai gândit în inima ta. R. Yosef Ben Shalom Ashkenazi spune: filozofii au scris deja despre problema profeției, spunând că nu este improbabil să existe o persoană care se apară în facultatea ei imaginativă lucruri comparabile cu ceea ce apare facultății imaginative într-un vis. Toate acestea ar putea să aibă loc când cineva este în stare de veche și toate simțurile sale sunt șterse, în timp ce literele numelui divin stau în fața ochilor lui, în culorile adunate. Uneori el va auzi o voce, o suflare de vânt, o vorbire, un tunet și un zgomot cu toate organele simțului său auditiv. Și va vedea cu facultatea sa imaginativă, cu toate organele vederii sale, și va mirosi cu toate organele mirosului, și va gusta cu toate organele gustului, și va atinge cu toate organele atingerii, și va merge și va levita. Toate acestea, în timp ce literele sfinte sunt în fața ochilor săi, iar culorile lui îl acoperă. Acesta este somnul profeției. R. Isaac din Acra, un cabalist extatic de la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea, vedea în actul imaginării literelor care compun numele lui Dumnezeu un mijloc de dobândire a vieții lumii, celei ce va să vie. Acestea sunt cuvintele sale din Meirat Enaim. Eu, Isaac cel tânăr, fiul lui Samuel din Acra, fie ea de grabă reclădită, spun după cum urmează elitei, precum și vulgului, că oricine își dorește să știe secretul atașării sufletului său de cele de sus și al alipirii gândului său de Dumnezeu cel atotputernic, astfel încât să poată dobândi lumea ce va să vie, cu același gând constant, fără întrerupere, iar Dumnezeu să fie întotdeauna cu el, în această lume și în cea viitoare, să facă după cum urmează. Să pună în fața ochilor săi și a gândului său literele numelui inefabil, ca și cum ar fi scrise dinaintea lui într-o carte, în scrierea asiriană, și să vizualizeze fiecare literă înaintea ochilor lui ca fiind mare, fără limite. Vreau să spun prin aceasta că atunci când îți imaginezi literele numelui inefabil în fața ochilor tăi, fixează-ți imaginativ ochiul minții asupra lor, dar gândul inimii tale să fie fixat asupra infinitului, Ein Sof. Imaginația și gândirea amândouă concomitent. Iar aceasta este adevărata alipire despre care Scriptura a spus: să te lipești de el și de el vă veți lipi și te lipești. Și atâta timp cât sufletul omului se va lipi de nume, binecuvântat fie el, niciun rău nu se va abate asupra ta și nu vei ajunge să faci greșeli în nicio privință, nici de înțelegere, nici de simțuri, și nu vei cădea în mâna hazardului câtă vreme te vei lipi de Dumnezeu. Binecuvântat fie el, căci el este mai presus de orice hazard și le stăpânește pe toate. O altă frază din aceeași lucrare descrie tehnica imaginației.
Eu, Isaac din Acra, am ajuns să scriu despre o tradiție care ține de intenția punctuației numelui Sfânt, despre care oricine o știe va gândi în inima sa, cu privire la vocalizarea lui, ca și cum ar fi vocalizat în fața lui. Într-un fragment de tip magic care apare în manuscrise, ideea imaginării este în felul următor. O altă cale, tetragramaton cu vocalizarea lui Devarreka. Imaginează-ți minte literele numelui inefabil în fața ochilor tăi, într-un cerc colorat roșu ca focul, iar mintea ta va realiza multe. De la Rabbi Tanum. Expresia mintea ta va realiza multe și sfârșitul fragmentului anterior din Meirat Enaim sugerează o direcție explicit magică, transmițând o tehnică al cărei element principal este realizarea lipirii de Dumnezeu. Un alt comentariu spune: îți poți imagina numele inefabil ca pe flacăra albă a lumânării, în albul ei absolut, și ca pe lumina din privirea ta când te uiți la lumânare. Și chiar atunci când nu există nicio lumânare, amintește-ți flacăra și vei putea vedea și privi la lumină, din pura lumină albă. Și trebuie să-ți imaginezi întotdeauna că ești un suflet fără trup, iar sufletul este lumina și tu ești întotdeauna înăuntrul flăcărilor despre care am spus mai sus, cu ajutorul norilor puri. Și încearcă să fii pur și plin, iar dacă este în timpul zilei, purtând țițit și tefilin și inelul pe degetul tău, iar noaptea tot cu inelul pe deget, și să fii obișnuit cu curăția în casa aceea în care stai, în sanctuarul lui Dumnezeu, în numele sale prețioase, sfinte și pure. Cu privire la pregătirile pentru recitare, Abulafia descrie în două dintre cărțile sale: în momentul în care vrei să reciți acest nume inefabil, așa cum este gravat deasupra cu vocalizarea sa, împodobește-te și izolează-te într-un loc special, astfel încât vocea ta să nu fie auzită de nimeni în afară de tine, și purifică-ți inima și sufletul de toate gândurile acestei lumi. Altundeva el scrie: fii pregătit pentru Dumnezeul tău, o Israelitule, pregătește-te să-ți îndrepți inima numai spre Dumnezeu. Curăță-ți trupul și alege o casă izolată unde nimeni să nu-ți audă glasul. Șezi acolo în odaia ta secretă și nu divulga nimănui taina. Dacă poți, fă-o ziua în acea casă, dar preferabil este să o faci noaptea. În ceasul în care te pregătești să stai de vorbă cu Creatorul și îți dorești ca El să-ți reveleze puterea sa, ai grijă să-ți îndepărtezi toate gândurile de la deșertăciunile lumii. O descriere similară se repetă în Sefer HaHeshek. Când vrei să reciți numele din 72 de litere, urmând pregătirile pe care le-am menționat, trebuie să aranjezi să fii singur, într-un loc special, să reciți secretul numelui inefabil și să te separi și să te izolezi de orice creatură vorbitoare și de toate deșertăciunile lumii, astfel încât să nu le vezi ca atribute ale lui Dumnezeu. Și astfel încât în inima ta să nu rămână niciun gând despre lucruri omenești sau naturale, despre chestiuni voluntare sau necesare, ca și cum ai fi cineva care a declarat divorț tuturor formelor lumii mundane, ca unul care a dat în prezența martorilor un testament în care rânduiește ca altcineva să aibă grijă de soția sa și de copiii săi și de avutul său și s-a eliberat de orice implicare și supraveghere, transferându-o departe de el. Cele două stipulări principale care apar aici, separarea de vanitățile lumii și izolarea într-o casă specială în scopul acestei recitări, reapar în Shaarei Tzedek. El trebuie de asemenea să se înalțe ca să-și purifice sufletul mai presus de toate înțelepciunile pe care le-a învățat. Motivul pentru aceasta este că ele, fiind naturale și limitate, îi contaminează sufletul și împiedică formele divine, care sunt extrem de subtile, să treacă prin el. De aceea trebuie să se izoleze într-o casă specială,
Iar dacă această casă este în așa fel încât el nu va auzi nici măcar o singură voce, e cu atât mai bine. O a treia pregătire pentru actul recitării este împodobirea recitatorului în talit și tefilin. Și înfășoară-te într-un talit și pune tefilinul pe cap și pe braț, ca să-ți arăți teama și venerația față de șechina, care este cu tine în acest moment. Și curăță-te pe tine și veșmintele tale, iar dacă poți, fă să fie toate albe, căci toate acestea ajută foarte mult intenției de frică și iubire. Odată ce aceste condiții au fost îndeplinite, cel care contemplă începe să combine literele potrivit metodelor descrise anterior. Scopul imediat al acestor combinații este acela de a atinge o stare de încălzire a inimii. Și începe să combini litere mici cu litere mari, să le inversezi și să le permuți rapid, până când inima ta va fi încălzită prin combinațiile lor și se va bucura de mișcările lor și de ceea ce tu realizezi prin permutările lor. Iar când simți că inima ta este deja foarte încălzită prin combinațiile lor, atunci ești gata să primești influxul emanat. În Sefer HaMelamed, Abulafia spune: dar lucruri despre care te-am informat referitor la chestiunea secretului combinării, că atunci când menționezi cuvintele combinate, atunci Spiritul Divin se va odihni deasupra ta, prin încălzirea inimii tale. Există o altă formulare a acestui motiv în Sharei Tzedek. Toate aceste acte trebuie îndeplinite cu o mișcare rapidă, care încălzește gândirea și crește dorința și bucuria. Ca un scurt comentariu, calea lui Abulafia este originală în ceea ce privește mecanismele psihologice prin care este activată noua conștiință la care ajunge, în timp ce în celelalte tehnici cunoscute, yoga, sufism și isihasm, scopul este atingerea gradului maxim de concentrare cu ajutorul unei formule, în general simple, care trebuie repetată iar și iar. Metoda lui Abulafia se bazează pe contemplarea unui obiect în continuă schimbare. Trebuie combinate literele și semnele vocale ale lor. Trebuie să se cânte și să se miște capul conform acestei vocalizări și chiar trebuie ridicate mâinile în gestul binecuvântării sacerdotale. Această combinație de componente în continuă schimbare este complet diferită de ceea ce știm despre celelalte tehnici. Abulafia nu este interesat de relaxarea conștiinței cu ajutorul concentrării asupra unui punct, ci de purificarea ei, din necesitatea de a se concentra intens asupra unui număr atât de mare de activități, încât este aproape imposibil în acel moment să se gândească la orice alt subiect. Prin acest mijloc, conștiința este purificată de orice alt subiect decât numele care sunt recitate. Efortul concentrat asigură și rezultate rapide. Ideea aici este că după ce sunt recitate cele 24 de nume, simbolizate prin gematria cuvântului Dodi, fiecare dintre ele constând în trei litere, este posibil ca practicantul acestei tehnici să intre în contact cu Arhanghelul Metatron. Această creștere intensă a nivelului activității mentale în momentul recitării plasează experiența abulafiană în categoria extazului intens. Nu vom găsi la Abulafia experiențe de mistică contemplativă care să se continue pe perioadă lungă. În schimb, abordarea lui este intensă. Din acest motiv, durata experienței este la rândul ei limitată, căci este imposibil pentru minte să funcționeze la un nivel atât de intens, o perioadă lungă. Sistemul lui Abulafia îl îndreaptă pe om spre scurte surveniri în viața veșnică, urmate de o revenire rapidă la viața acestei lumi. El spune: cu cât este mai puternic în tine sublimul flux intelectiv, cu atât organele tale externe și interne devin mai slabe, iar trupul tău este cuprins de un tremur mare și puternic, până când crezi că vei muri, cu siguranță, în acel moment, pentru că sufletul tău va fi separat de trupul tău, din marea bucurie de a dobândi și de a ști ceea ce ai cunoscut.